la inimă. Pentru noi, femeile. Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire de la inima la inimă. Alergând, așa cum s-a exprimat invitata noastră pe care ați urmărit-o data trecută, în viteza unei mașini, cum spunea ea, deodată Dumnezeu a spus stop, trebuie să cobori, pentru că vreau să-ți arăt lucruri pe care nu le-ai cunoscut și să te duc pe cărări ascunse, în inima munților, acolo unde vreau să te învăț ce înseamnă să fii aproape de mine și să te bazezi pe mine. Alina Virgean a născut a treia fetiță cu sindrom Down, o provocare mare pentru un păstor, soțul ei, pentru ea o slujitoare, nu numai alături de el în lucrarea lui Dumnezeu, ci în biserică, o provocare și în domeniul profesional, profesoară de religie și engleză la școala Casa Speranței. Deci o provocare mare pentru toți cei ce erau alături de ea. Alina, spune un bun venit din nou la întâlnirea noastră. Bine v-am regăsit. Am rămas la o anumită porțiune din povestea încercării tale, în care Dumnezeu a vrut să vă învețe pe voi ceva. Ce înseamnă suferința? Ai primit vestea că ai un copil bolnav cu sindrom Down. A fost a doua zi. Ai știut că asta înseamnă un alt drum anevoios pe pârtia aceea îngustă a muntelui. Provocări au fost multe. Ai ajuns acasă, spune-ne, ce ai scris în acel album pe care nu am reușit să-l citesc? Și cred că dacă sunt ascultători care dori să citească povestea vieții fetiței voastre, cum a chemat-o? Hadasa. Hadasa. Hadasa s-a dus la Domnul ca o împărăteasă, așa cum a fost și cea din Biblie, Estera. Acest lucru e ușor de spus în cuvinte. Realitatea trecută prin inima părinților și prin viața lor a fost alta. Da, nu atunci am apucat să scriu prea mult, pentru că erau altele preocupările și prioritățile, n-am avut atunci prea mult timp de scris. Puțin mai târziu, la îndemnul unor prieteni, am scris și eu și Marius modul în care Dumnezeu ne-a vorbit prin faptul că am avut-o pe Hadasa pentru o vreme în familia noastră. Și spun că nu prea am avut timp să scriu, pentru că la 3 luni după ce am avut-o pe Hadasa și abia ne-am dezmeticit ce este de făcut cu ea, că va fi un pic mai greu, toate lucrurile vor merge mai încet decât ne obișnuisem cu celelalte fete, am realizat că sunt din nou însărcinată. Și după mintea mea am zis, Doamne, mai nepotrivit timp ca acesta, nu văd cu un copil cu probleme să vină un altul la un an diferență. Dar numai tu știi ce ai în plan cu viața noastră. Și într-adevăr, nu mult după aceea aveam să realizez că Dumnezeu este tare înțelept și minunat și a avut într-adevăr un plan. Medicul nostru de familie ne-a încurajat și ne-a spus că va fi foarte bine pentru Hadasa să aibă pe cineva care să o împingă de la spate și să o ajute să urgenteze anumite lucruri care copiii cu sindrom Down le fac un pic mai greu, cu statul în fund, mersul în picioare, vorbitul și așa mai departe. Așa că ne-am gândit că de aceea a îngăduit Dumnezeu să-l trimită pe Micael
în familia noastră. El s-a născut la un an după Hadassah și... În sfârșit un băiat. În sfârșit un băiat, dar Marius... Jubilat. N-a crezut până când nu a văzut. Și i-am pus numele acesta în tradiția noastră de nume evreiești date copiilor noștri. Micael înseamnă cine este ca Dumnezeu. Și a crescut, el a fost un bebeluș zdravăn, s-a născut cu 4 kg și a ajuns în scurt timp să arate așa cam ca Hadassah. Ea era un pic mai în urmă cu creșterea și cu kilogramele, așa că cine ne vedea cu ei ne întreba, sunt gemeni, pentru că erau cam pe aceeași mărime. Și a fost un timp de provocări pentru noi să ai doi copii mici și cu unul dintre ei să trebuiască să mergi la tot felul de terapii și așa mai departe, dar Dumnezeu a fost bun și ne-a ajutat. Aproape 7 luni avea Micael și Hadassah 1 an și 7 luni când am fost plecați cu familia pentru câteva zile și cu o familie de prieteni la Dunăre, la alți prieteni acolo. Și acolo Hadassah a contactat o răceală, cam în ultima zi când să plecăm acasă, a răcit, s-a agravat, a mers cu ea la spital, medicul ne-a încurajat și ne-a spus că e bine că am venit, că va fi bine, dar nu ne-a mai întors cu Hadassah acasă așa cum ne gândeam, ci într-un mod cu totul diferit. Și din nou planurile care ne le-am făcut și așa cum am văzut noi viața după ce la naștere ei odată ne-au fost pulberate, am construit din nou niște planuri și am spus ok, va fi un pic mai greu cu ea, va trebui să facă kinetoterapie și alte proceduri, logopedie și așa mai departe, vor merge toate mai încet decât cu copiii normali, dar ea nu este un accident genetic, așa cum spun medicii despre sindrom Down. Ea este darul lui Dumnezeu trimis în familia noastră. Și iată că după 1 an și 7 luni, în mai puțin de o săptămână, ni s-au spulberat și aceste planuri care le-am făcut, pentru că așa a îngăduit Dumnezeu să o ia la el. Mi-aduc aminte că eram în spital și încercam să discern, să văd, cum spuneam atunci când am fost data trecută, lumina pe cărare. Ce vrea Dumnezeu să facă cu noi? Ce se va întâmpla? Totdeauna am avut așa un simțământ și am știut ce vrea Dumnezeu de la mine și ce va fi. Acum stăteam așa ca în fața, am scris prietenilor că le scriam în fiecare zi un mesaj pe telefon să știe ce să se roage pentru noi și chiar în ziua când ea a trecut la Domnul am scris, stau, așa mă simt ca într-o cameră, într-o sală de așteptare cu 2 uși care ambele sunt închise. Și nu-mi dau deloc seama care dintre ele se va deschide. Vedeam că situația se agravează tot mai mult și medicii încep să devină mai rezervați și nu înțelegeam de ce. Dumnezeu a trimis-o în familia noastră ca să o privim ca un dar de la El, să putem să fim de folos altor familii care au trecut prin situații asemănătoare cu ale noastre. Ce vrea Dumnezeu acum să facă cu noi? Nu înțelegeam. Și la ora 12 la prânz, când Domnul a luat-o, mi-a venit în minte exact situația aceea din Cartea Esterei, când a mers înaintea împăratului și împăratul i-a întins sceptrul și a intrat în prezența lui. Și așa m-am gândit și așa am transmis prietenilor, că i-a plecat. Am spus, s-a deschis o ușă din cele două, împăratul a întins sceptru și a mers în prezența lui. Și credem că asta este cel mai bine pentru ea și pentru noi, chiar dacă nu înțelegem de ce s-a întâmplat așa.
Și apoi în săptămânile care au urmat am înțeles mai bine de ce ne l-a trimis Dumnezeu și pe Micael, să ne rămână nu ca un înlocuitor, dar ca o mângâiere și unul care să ne ajute să putem să trecem peste momentul acesta un pic mai ușor, să fim cumva forțați să vedem că viața merge înainte. Când ai un bebeluș în casă, un copil mic, nu poți să stai toată ziua plângând și în apăsare. În apăsare, da, trebuie să te scoli, trebuie să faci de mâncare, trebuie să îl schimbi, trebuie să îl speli și așa mai departe. Am înțeles mai bine de ce l-a trimis Dumnezeu pe el ca o mângâiere pentru noi atunci când ne-a luat-o pe Hadasa. A fost un moment greu pentru noi, n-am fost niciodată confruntați cu moartea cuiva foarte apropiat. Mai ales a copilului. Da, mai ales a copilului. A fost un moment greu și pentru fetele noastre care s-au atașat de ea. Foarte mult s-au atașat de ea și ne-a fost greu să le explicăm ce înseamnă moarte, cum Dumnezeu, dacă este bun, a îngăduit să ne-o ia, de ce a făcut așa, nici noi nu înțelegeam prea bine la momentul acela, de ce a fost din nou așa o schimbare bruscă a planurilor pe care le credeam că merg pentru mulți ani înainte. Dar Dumnezeu a folosit și experiența aceasta prin care am trecut ca și familie, ca să ne maturizeze, să putem să fim o mărturie pentru cei din jurul nostru și să fim de folos altora care trec prin experiențe asemănătoare. Exact asta am vrut să te întreb. Cum vezi acum încercarea prin care ai trecut? A fost pentru noi, așa privind după aceea, când ne uitam la momentele acelea, am zis, numai Dumnezeu ne-a ajutat și numai El ne-a întărit să putem să trecem cu atâta seninătate și speranță. Deci am simțit că avem un motiv în plus pentru care să ne dorim mai mult să ajungem în împărăția lui Dumnezeu în cer, pentru că avem pe cineva care ne este tare drag deja acolo. A fost și un moment de maturizare, în mod special a fetiței cele mari, a Rebecăi, care era în clasa 5-a. Am văzut-o că înțelege mai mult, începe să priceapă. A scris câteva rânduri care le-a spus la privechi. Cum s-a gândit ea la moarte, că moartea poate fi nu ceva urât și negru, ci moartea poate poți să ți-o imaginezi și ca pe o prințesă, ca pe cineva care te duce într-o lume mai bună. Și am văzut că și ea începe să conștientizeze realitățile acestea care sunt greu de explicat unui copil la vârsta aceea, dar și-a pus amprenta această experiență și pe viața ei și a fost mult mai matură din acel moment și privind poate un pic viața mai adânc decât copiii de vârsta ei, pentru că a trecut printr-o așa o experiență. Cred că atunci când suntem încercați, Dumnezeu are în plan să scoată ceva mai bun din noi. Atunci când suntem ispitiți, diavolul vrea sau ne atacă într-un punct slab ca să ne facă să cădem. Dar când suntem încercați, Dumnezeu cred că scoate la iveală un punct tare pe care vrea să-l folosească spre slava Lui în viața noastră sau când alții privesc la viața noastră, la modul cum ne comportăm într-o anumită încercare. Vrea să ne întărească credința, vrea să ne pună nădejde mai multă în inimă, vrea să ne pune într-o situație în care suntem forțați să acționăm pe baza a ceea ce credem
din toată inima în el, nu pe baza teoriei. Sunt multe lucruri care n-au valoare atunci când suntem ca într-o menghine, aș putea să spun. Atunci se vede în ce rădăcini avem și ce scoatem la iveală când trecem prin încercare. Și cred că Dumnezeu vrea să scoată ceva frumos, ceva la care poate nu ne-am gândit. Am putea să fim o mărturie în acel domeniu. Și spun asta și despre noi, că este numai lauda și harul Domnului că ne-a trecut printr-o încercare de felul acesta și modul în care am ajuns să-L cunoaștem pe El mai mult. Alina, vorbim despre încercare, dar aș vrea să vorbim mai departe și despre slujire. Știm că ești o soție de păstor. Acest lucru înseamnă implicare în viața, în primul rând, a copiilor tăi. Am evitat să-mi fac vise și să pun presiune asupra lui ca visele mele să se împlinească în privința lor. Cred că fiecare copil trebuie luat așa cum Dumnezeu l-a dat și cu planul unic pe care Dumnezeu îl are pentru viața lui. Și acolo unde trebuie încurajare, trebuie aplecare, petrecut timp și vorbit despre Dumnezeu și despre planurile Lui și despre faptul că suntem prețioși în ochii Lui, că acel copil să fie încurajat, să aibă curaj să pășească mai departe. Presiunile sunt foarte mari și cred că mult mai mari decât le-am avut noi ca și adolescenți și tineri. Dacă n-ar fi Dumnezeu să ne lumineze și să ne călăuzească, am putea ușor să dăm greș ca și părinți. Vă spun că am vrut anul acesta să, din motive financiare, să-mi iau câteva ore în plus de lucru și soțul meu, care este tare înțelept, mi-a spus: nu e bine, nu anul acesta. Dacă anul acesta îți iei mai mult de lucru, s-ar putea să ai mai mult de lucru. Da, să ai mai mult de lucru de reparat. Da. Să fie un an definitoriu pentru unul din copiii noștri și lucruri care i-ar fi de folos prin prezența ta acasă să îi lipsească și să ne aducă o mare de serviciu. Am învățat să mă încred în călăuzirea lui mai mult decât în simțămintele mele. De obicei discutăm în familie, luăm decizii împreună, dar Marius este tipul de om care nu face rabat de la principii, deci nu negociază principiile și ne spune clar de câte ori încercăm noi așa femeiește să mai o luăm așa pe ocolite și să încercăm să-l învăluim. Aici? Nu, nu-i chiar așa. Așa și că, văd. Da, și ne aduce iarăși cu picioarele pe pământ și pe drumul cel are bun. De luptat destul, acum dar o ne să place, mai aibă. Da, ne place să petrecem timp mult împreună, să discutăm probleme. Cum vede fiecare? Cum se vede acest lucru în lumina Scripturii? Ce ar face Domnul Iisus dacă ar fi în locul nostru? Astfel, cred că și fetele încep să prindă o gândire duhovnicească. Că punem o problemă pe masă, ne gândim cum ne-ar place nouă, noi suntem așa fetele mai ușor spunem, eu aș face, așa mi-ar place, așa, și ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu, dar ce spune cuvântul Domnului? Am avut acum nu de mult iarăși o situație așa, în care Becky zice, dar ar fi fain dacă ar fi asta, dacă s-ar întâmpla așa, atunci nu știu ce am putea să facem. Și zice, mama, dar tata este un om de caracter. El n-ar face așa ceva. Și mi-au dat lacrimile când am auzit-o spunând cuvintele acestea. Am zis, este unul dintre cele mai minunate lucruri, da, cel mai frumos compliment care ți-l poate face copilul tău, să spună, păi tu n-ai putea să faci așa ceva, că tu ești un om de așa caracter. Așa este, da, chiar da. Așa, da. E frumos când trăim cu Dumnezeu și învățăm pe copii
calea lui și Domnul atât de mult iubește acest aspect. Cred că Dumnezeu așteaptă de la noi, părinții, să avem primii snopi, copiii noștri. Ne străduim, să aducem și pe alții la Domnul, dar dacă nu ne aducem proprii copii, nu știu ce răspundere avem acum. Probabil că sunt părinți care se confruntă cu situații dificile cu copiilor, dar cred că rugăciunea, sunt foarte mulți copii influențați de colegi, de mediile în care trăiesc, de școală, de școala face multă distrugere, școala... Da. Da. În care nu e Dumnezeu. Da, cred că trebuie să ne facem partea noastră și în același timp să recunoaștem că este harul lui Dumnezeu și cercetarea Duhului Sfânt în inimile copiilor noștri, cea care îi duce la cunoștința adevărului. Mă bucur așa de mult, Alina, că am aflat de la tine câteva din secretele vieții unei femei creștine. Și mă bucur așa de mult că încercarea o iei ca pe un har de la Dumnezeu și un dar de la Dumnezeu. Și a fi încercat înseamnă că ești iubit și în atenția lui în mod special. Aș vrea acum la despărțire un ultim gând. Provocarea de a fi mamă, soție bună, slujitoare în biserică. Cum vezi această îmbinare? Cred că Dumnezeu ne-a dat fiecăruia dintre noi daruri cu care să-L slujim pe El. Și mie îmi place să-L slujesc pe Dumnezeu. Nu mă văd așa o mare vorbitoare sau bună la coordonat anumite lucrări. Îmi place să mă dau un pas în spate dacă văd pe cineva care poate face lucrarea mai bine decât mine. Dar în același timp, dacă Dumnezeu îmi deschide o ușă, o folosesc, că e spre slava Lui. Așa că mă bucur în ceea ce pot face, nu mai slujesc acum chiar la lucrarea cu copiii din biserică, numai la școală, dar la grupul de studiu al femeilor îmi place să fiu acolo și să ne întâlnim cu surori din biserică și îmi place să merg cu Marius în vizite atunci când este oportun să fiu și eu acolo sau să fiu alături de el în rugăciune. Am fost chiar ieri în câteva vizite și a fost o bucurie, chiar dacă s-a dus toată după amiaza, așa mergând de la... Asta e părerea ta, că s-a dus în cer. Da, da, așa e. Face parte dintre investițiile care de fapt sunt în cer. Așa este. Așa, ca mamă? O încurajare. Da. Cred că este o ispită care diavolul încearcă să ne-o pună în minte nouă mamelor, că nu reușim să facem ceea ce ar trebui și câteodată nu vedem rezultate în copiii noștri, ni se întâmplă că nu vedem. Dar cred că dacă facem tot ceea ce Duhul Domnului ne călăuzește să facem, rămâne ca Dumnezeu să facă acea sămânță să crească. Este ceva ce pot să fac eu, să semăn sămânța, și este de datoria mea să o fac, și ceva ce Dumnezeu s-a angajat să facă la momentul care El îl consideră. Și dacă este să spun că îmi doresc ceva pentru copiii mei și pentru copiii femeilor care ascultă, să fie mai mult decât ce am fost noi, ca și credincioși. Și aspectul de soție? Un aspect mai sensibil, mai greu. Da, sunt și momente când simt așa că este parcă prea mult câteodată, dar în rest pot să spun că am o viață destul de liniștită. Dorința mea este să nu fiu în vreun fel o piedică sau un mod în care diavolul să îl atace pe soțul meu. Să fiu veghetoare și să pot să fiu într-adevăr un ajutor potrivit. Mă rog Domnului să binecuvinteze strădaniile mele și să mă călăuzească, să mă lumineze în lucruri în care poate că nu sunt chiar cum ar trebui. Iată ce gând ne-a rămas. Ne rugăm și noi Domnului ca strădaniile noastre să nu rămână în zadar, El să binecuvinteze lucrarea oricărei femei, oricărui bărbat care s-a angajat să facă ceva pentru Domnul. E frumos să trăiești viața cu Dumnezeu. Iată un gând cu care ne despărțim de Alina Birgean, invitata noastră de azi și de data trecută. Dorim ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, să rămânem oameni
ai luminii, ca cei ce privesc la noi să spună cu adevărat, aceștia sunt copiii lui Dumnezeu. La revedere, fiți binecuvântați! La revedere! Ca multul ce plutește din sub oiți de curcubeu senin, se-nalță sufletul zdrobit de Domnul slavei când i-a prins. Cum strop de rouă cad ușor pe obrajii florilor în somn, al inimii mângâietor preface lacrimi în comod, plutești ușor. Pentru noi, femeile,